la verás la casa y me te va a destre când răzut și merg că și n-am curajul să te opresc din al tău drum. Aș vrea să-ți spun că te iubesc, aș vrea să-ți spun că te doresc, aș vrea să-ți spun că te aștept, deci când vii tu iar își pleci. Eu nu te-ntreb când ai să vii. Eu nu te-ntreb când ai să pleci. Să nu mai întrebi de ce am plâns când m-am trezit din amers. Okay.
din cor de nucă, car cu boi, făceam și înhămam la ei cu pești bătrâni cu coarne. Și el citea pe Robinson, mi-l povestea și mie. Eu zideam turnul Vavilon din cărtejoc și mai spuneam și eu câte-o prostie. Adesea la scăldat mergeam în ochiul de pădure, la balta mare ajungeam și n-ai în mijloc înotam, la insula cea verde. Din lut, acolo am zidit, din stuful des și mare, cetatea mândră l-a privit, cu turnuri mari de tine chiar, cu zid împresurată. Și frate meu ca împărat mi-a dat mie solie, să merg la proaște nepăcat, să-i chem la bătălie, să vedem care-i mai tare. Vai, multe broaște noi am prins, îmi pare chiar pe rege, și în turnul negru l-am închis din insula cea verde. Spre seara am făcut pace. Alder Vivet spunea, viața nu e nicio zi de sărbătoare, nicio zi de doliu, e o zi de muncă. De aceea, după un an de muncă, încercăm să facem totalurile și să stabilim obiective pe viitor. Oferim cuvânt doamnei Tonu Tamara. Dragi elevi, stimați profesori, stimați oaspeți, este îmbucurător că în seara asta, pe răcoare, frumos, facem o încheiere frumoasă a zilei de astăzi. Este 31 mai, am început ziua cu careul solemn dedicat ultimului sunet și, după cum am promis, o încheiem cu o serată tradițională, Gala Laureaților. Încă o dată, mă bucur că am prilejul să vă văd pe toți, să vă spun cuvinte de felicitare pentru sfârșitul anului școlar, să prindeți puteri pe parcursul verii pentru noul an școlar și la finele următorului an, de asemenea, să avem o mulțime de premii, diplome, burse, care să arate că în liceul nostru se face carte și în liceul nostru este o atitudine pozitivă pentru carte, pentru cultură, pentru frumusețe, pentru valorile naționale ale neamului nostru. Dacă observați, pe masă avem câteva categorii de diplome și, după cum am promis, o să facem aceste nominalizări, după cum știți și voi că le făceam în fiecare an. Am să reamintesc că la careu am acordat burse, am acordat premii pentru locuri la olimpiadă, dar avem și alte categorii, avem și alte compartimente de activitate ale vieții școlare și urmează să începem cu ele. Aș vrea să încep mai întâi cu un lucru foarte îmbucurător. Vă amintiți că în iarna acestui an echipa Botnenii, ansamblu folcloric sau etnofolcloric, să-i spunem Botnenii, ne-a dus un premiu original, nou, frumos, prima dată în viață, am să spun așa, deci pentru prima oară, echipa liceului nostru s-a învrednicit de marele premiu la concursul sărbătorilor de iarnă, Să trăiți, să înfloriți. Acest lucru l-am menționat parcursul anului și este bine să-l menționăm și astăzi, pentru că este pentru prima oară când noi, când la Bardar obținem acest premiu. Această echipă de elevi care sunt împătimiți de folclor, de cântec, de poezie, de tradiție, au fost menționat la etapa respectivă. Acum urmează încă o dată să-i aplaudăm, pentru că s-au dedat, au avut emoții, au urcat pe scenă și i-a văzut un raion întreg că pot să facă lucruri frumoase. Conducătorul artistic al acestei formații este doamna Vera Tonu, învățătoarea Vera Tonu, pe care o invităm aici pentru un anumit mesaj în plic ca recompensă simbolică pentru dăruirea dumneiei în ceea ce face cu voi, cu toți copiii pe care dumneiei îi instruiește la această activitate extrașcolară. Următorul compartiment am să-l iau din domeniul științelor reale. De ani de zile, noi participăm la concursul de matematică, la concursul internațional de matematică, care se numește cum? Și cei mici știu, bravo! Pentru că participă de la mic la mare la acest concurs, așa? Și iată, ne-au venit rezultatele și o să nominalizăm câte un elev de la fiecare clasă.
Deci locul întâi în instituția noastră sau punctajul maxim în instituția noastră dintre toți participanții între clasele A5-a l-a luat eleva clasei A5-a B, Bivol Tamara. O invităm! Dintre clasele A6-a, punctajul maxim l-a acumulat Arapu Daniel. Îl invităm! Vă invităm pe toți, de acord, își iau diplomele. Poftim, așteptați aici. Succes! Arapu Daniel este? Între clasele A7-a, punctajul maxim l-a acumulat David Diana. Bravo! Între clasele A8-a, punctajul... Este Diana? Este. Poftim. Între clasele A8-a, punctajul maxim l-a acumulat Raileanu Dionisie. Este. Între clasele A9-a, îl nominalizăm pe Plugaru Valentin, clasa A9-B. Felicitări. Între clasele A11-a, punctaj maxim, a acumulat Raileanu Alexandru. Felicitări! Între clasele A12-a, cel mai bun participant la Kangaroo este Sava Victoria. Așa, toți veniți aici în față, toți copiii câștigători la Kangur. Victoria, felicitări! Așa. Cei mai buni matematicieni la concursul Kangur, vă rog să veniți aici în față cu toții. Așa, și să facem o poză. Așa. Acești elevi au fost organizați, dirijați de profesoare de matematică. Doamna Burlacu Nina, doamna Maria Tonu, doamna Tonu Zinaida. Vă rog aplauze și le invităm pe doamne aici. Doamna Zinaida Tonu. Bravo! Participanții la Kangaroo vin înapoi, tot cu diplome. Vă luăm diplomele înapoi. Așa, doamna profesoară de matematică v-a pregătit aici și un set care e pentru voi și vă lămânăm tot acum. Câte un set de instrumente la geometrie, la matematică. Fericitări, bravo, și îndemnăm și pe ceilalți să devină matematicieni buni, pentru că Kangaroo este un concurs de logică, de matematică și puteți să concurați cu copii din alte raioane, ca din toată Republica. Continuăm. Oferim din nou pentru clasele primare.
Se spune că nu e un semn bun pentru nicio activitate dacă la început nu există dorința arzătoare de a reuși. Este vorba despre grupul Data Sonor, care a câștigat proiectul implementat în școala noastră, Wi-Fi, calea spre modernizare. Invităm în scenă clasa 6B cu cântecul Aista-i Moldoveanul. Mai nou pentru noi, așa, ați participat la acest concurs la Liceul Teoretic Costești și ne-a bucurat că v-ați prezentat bine, ba chiar foarte bine. Voi nominaliza pe Raileanu Dionisie, locul întâi. Vă invităm. Raileanu Cătălina, locul 2. Cătălina este, așa. Vă rog aici să stați toți împreună. Braga Andrei, locul 3. Locul 2, cer scuze, locul 2. Braga Andrei, locul 2. Sava Dumitru, locul 3. Aici așteptăm. Tonul Livia Elena, locul 3. Dumitru. David Diana, locul 3. Tonul Ștefan, locul 3, clasa 6B. Diana. Hierța Ecaterina, locul 3. Macovei Valentina, clasa 9, mențiune.
Domnul Ion, clasa a șasea, mențiune. Profesorul de fizică care a participat la acest concurs împreună cu acești elevi și care i-a pregătit se numește cum? Domnul Cușmir Vasile, îl invităm aici. Așa. Și invităm pe toți aici în față. Ia veniți cu toți așa aici frumușel încoace. Deși am profunde remușcări că am învățat provocând durerea altora, sunt extraordinar de recunoscătoare pentru tot ce am învățat și mai am încă de învățat mulțumită oamenilor din viața mea. Invităm în scenă pe Adriana Bogos. Alege ceva și din domeniul științelor umaniste, da? Și poate chiar mai mult ca atât. Noi avem în școală și ca orice școală, ca orice liceu, e normal să avem o bibliotecă care trebuie să fie parte componentă a activității noastre și a profesorului și a elevului. Biblioteca trebuie să ne vină în ajutor pentru pregătirea de ore, pentru materiale suplimentare,
pentru simplele și necesarele lecturi pe care trebuie voi să le faceți. Și iată că avem elevi care se pot număra printre cei mai activi cititori ai bibliotecii. Deși suntem în secolul acesta grăbit, deși suntem supra-informatizați și așa mai departe, totuși cartea copiii, știți voi bine, rămâne o valoare. Și vreau să înmân câteva diplome în semn de apreciere și în semn de pur și simplă nominalizare celor care se pot numi cei mai activi cititori a bibliotecii liceului. Din clasa 4A, elevul Herța Tudor. Dacă este, îl invităm. La treapta, probabil că citește, este ocupat. Da, iată, zice alături domnul. Așa, la nivelul treptei gimnaziale, cea mai bună cititoare este desemnată eleva clasei a 9A, Sava Lidia. Ca să vedeți, cititorii nu sunt acum de față. La nivelul treptei de liceu, acest titlu este acordat elevii Tonu Tatiana. Tatiana, te invităm. Te felicităm. Succes. Și dacă vrei să spui două cuvinte, așa, ca un îndemn, că ăștia sunt rari cei care sunt cititori, așa, a bibliotecii, nu știu, ce zici tu, poate ai altă opinie. Să citești este un lucru important, care te ajută mult în viață și îndemn pe toți să citească, pentru că au numai de câștigat. Da. Mulțumim! Mai avem câteva diplome și de la biblioteca, de la Casa de Cultură, Biblioteca pentru Copii, Bardar. Diploma se acordă domnișoarei Dumitrița Barcar. Dacă avem așa, treapta primară ni le-au dat nouă și nu astăzi și să vedem. Bine, Irina Ceban, pentru participare la concursul desenilor, după opera lui Grigore Vieru. Irina Ciobanu, clasa 7B. Bravo, Irina! Felicitări! Așa, același concurs al desenelor. Mihaela Ciobanu. Mihaela Ciobanu, clasa 4. Poftim, felicitări! Cel mai fidel cititor al bibliotecii copiii Bardar, Emilia Valachi, clasa 3C. Este Emilia? Nu văd. Cel mai fidel cititor, Maria Ciobanu. La fel a bibliotecii de copiii Bardar. Nu-i? De asemenea, titlul cel mai fidel cititor, Irina Bugai. De la Biblioteca pentru Copii Bardar. Irina, repejor. Irina, te felicităm. Succes. Ia să-mi spui un titlu de carte care îți place ție cel mai mult. Sandwich, te rog la mine. Spune, o carte care îți place ție, care o citești acum sau... Guguț și prietenii săi. Are și autor cartea asta? De Grigore Vieru. Scumpa mea. Poftim? Ioan Creangă. Putem pic și te consult cu domnul învățător. Guguți și prieteni, să-i desperidăm Evanghelie. Bravo! Bravo! Să aducă o notă de obrăznicie sau irreverență față de ceea ce studiază. Ei nu trebuie să slăvească tot ce este cunoscut, ci să pună totul sub semnul întrebării. Invităm în scenă pe cazacul Mihaela.
Compartiment al activității noastre școlare este unul bogat, este unul foarte iubit de voi, este unul care aduce foarte multe premii și foarte multe locuri de frunte la multe competiții și întreceri și campionate și așa mai departe, și este vorba despre sport, așa, bineînțeles, ca să știți că aici teancul de diplome este cel mai mare și chiar avem și premii bănești. Ne bucurăm că an de an succesele în domeniul sportului la Bardar se mențin, ba chiar se dezvoltă, și pentru anul acesta vom nominaliza următoarele locuri de frunte. În special ne vom referi la Spartachiada Raională. Spartachiada între toate liceele, gimnaziile și instituții de învățământ din Raionul Ialoveni. Până începe la înmânarea acestor diplome și premii, vreau să spun că ne onorează cu prezența astăzi la Gala Laureaților domnul Oleg Plugaru, consilier local, care s-a arătat a fi receptiv la intenția noastră de a stimula participarea voastră și succesele voastre la sport. Deci o să vă invităm aici pe categorii, o să vă înmânăm aceste diplome și premii bănești. Și trebuie să spunem din start că ne dorim să găsim receptivitatea și din partea altor foști absolvenți ai noștri, altor, eu știu, agenții economici și așa mai departe, care să stimuleze și alte activități ale voastre creatoare în toate celelalte domenii. Deci, la compartimentul volei, fete, echipa de fete, nu e greu să ghiciți, ne-a adus locul. Dar și așa se spune locul întâi? Întâi! Iată așa, măcar așa. Bine, invităm aici pe domnul Viorica. Așa, îl rugăm pe domnul Oleg Plugaru să ne înmâneze aceste diplome și premii bănești. Domnul Aleanu, vă rog aici să ne ajutați cu plicurile. Așa, vă rog, fetele sunt numite și invitate aici în fața, în dreapta mea. Din întâi începeți cu mine și ajungeți acolo, așa? Viorica Tonu. Vine aici. Vino aici, stimulez de bine. Felicitări! Maria Plugaru. Așa, te ducem partea cine. Maria Plugaru, clasa 9A. Așa, Nicu Veronica. Clasa 11-a. Bibol Alina. Clasa 11-a. Sava Elena, clasa 11-a. Iovu Oxana, clasa 11-a. Tudorache Veronica, clasa 11-a. Oxana. Așa, fetele au câte două diplome, așa?
lipsește cineva. Și capitanul echipei, vă rog să vină să ia plicul pentru întreaga echipă cu un premiu banesc. Așa. Fetele, vă să vă rog să, să semnați acolo. Așa. Vă felicităm. Următoarea probă sportivă. Atletism. La atletism, locul întâi, Tonu Viorica. Așa, voi semnați, ceilalți vin în continuare după cum noi îi invităm. Atletism. La atletism, locul 2, săritură în lungime, Plugarul Vlad. Următorul compartiment sportiv, basket, fete. Felicitări. Echipa de basket, fete, ne-a dus locul. Bravo și aici, locul întâi. Invităm fetele. Iovu Daniela. Cer scuze, Dinu Daniela. Sava Victoria, clasa 12-a. Macovei Maria, clasa 12-a. Cazacu Silvia, clasa 12-a. Domnescu Tatiana, clasa 12-a. Așa, Tatiana. Tonu Viorica, clasa 9-a. Fetele basketbalistele le invităm aici. Așa, capitanul echipei, vă rog. Așa, Viorica, Viorica, vină după diplomă. Ea are un set întreg, așa. Capitanul echipei. Da, să vină fetele mai aproape, atunci... Așa, vă spunem bravo! Următoarea probă sportivă! Șah! Așa cum avem acum deschisă o clasă specializată la șah, e și firesc să ne promovăm și aici talentații noștri copii. Deci, la concursul raional sau competiția raională la șah, locul întâi, Sava Maria, clasa 4B. Așa, Maria, diplomata de la... de la careul de dimineață. Tu n-ai fost, da? Tu ai... Maria, iată, își primește și diploma de dimineață. Ea are media 10 și are diplomă pentru această medie la finele clasei a 4-a. Bravo, Maria! Felicitări! Maria, Maria, ia-te două sabă. Așa, vorbeam despre șah. De asemenea, locul întâi, Plugarul Daniel. Clasa 6B. Aici, dar, Daniel. Atâta de mine. Hai, cum să așa. Locul 2, la șah, Tonu Andrei Elena, clasa 2-a. Locul 3, la șah, Rusu Alexandru, clasa 3-a. Felicitări! Locul 3, la șah, Ciuș Ina, clasa 5-a-B. Locul 3, la șah, Bivol Tamara, clasa 5-a-B. Felicitări. Locul 2 la șah, Erhan Denis, clasa 9-a-B. Este Denis?
Așa. Următorul compartiment. Volei, băieți, locul 3. Echipa e constituită din 8 băieți. Ei sunt următorii. Raileanu Alexandru. Nu, cer scuze, Raileanu Dionisie. Clasa 8-a. Vă invităm aici, vă rog toți. Braga Andrei, clasa 8-a. Pisica Andrei, clasa 8-a. Gonța Sergiu, clasa 8-a. Pisica Andrei, Gonța Sergiu, Raileanu Alexandru, clasa 11-a, Domnescu Pavel, clasa 9-a, Chihai Ion, clasa 9-a, Sava Andrei, clasa 9-a. Așa. Capitanul echipei este? Da. Așa, Sergiu, poftim. Așa. Așa, băieți, toți ați semnat aici? Urma să da. Așa, încă o probă sportivă care vă place. Tenis de masă. Echipa din 3 elevi ne-a adus locul 3. Aceștia sunt Raileanu Dionisie, Braga Andrei și Luchița Angela. Vă invităm. Echipa de tenis are un capitan. Așa, și ultima probă sportivă, cea mai grea. Care e? Așa, se vede cui îi place, așa? Bine, aici avem câțiva băieți care au luptat frumos și cu demnitate. Tonu Dionisie. Locul întâi, la Spartacheada Raională la Trântă. Îl invităm. Lucian Ion, locul întâi. Rusu Cristian, locul întâi. Vă rugăm, cine sunt să vă apropieți, băieți, aici? Aici. Așa, cine e la noi? Așa, Tonu. Nu, tu la noi cine ești? Tonu Cristi. Rusu. Rusu, așa. Lucian Ion, noi, da? Grigoriță Cristian. Herța Grigore. Disculță Ioan. Iovă Valeriu. Este. Chihai Ion. Chihai Ion, locul 2. Așa, deci Ion și succes. Ion și Valeriu locul 1, Ion locul 2. Așa. Unde domnul Sava să facă? Domnul Sava, băieții așteaptă. Așa, dragi elevi, rezultatele voastre la Spartacheada Raională se datorează atitudinii voastre serioase și activităților voastre în afara orilor de clasă și, bineînțeles, dirijării și susținerii active din partea domnilor profesori. Invităm aici pe domnul Andrei Tonu, profesor de educație fizică, domnul Braga Gheorghe, profesor de educație fizică, doamna Elena Sava, care știm că nu e, dar oricum e cu noi împreună și rezultatele dumneiei au fost vizibile. Domnul Andrei Tonu, un simbol sportiv. Așa, domnul Sava, avem și pentru neastră un plic aici. Ați devenit pasionat de arta fotografiei. Domnul Sava.
Eu știu. Așa, iată, acestea au fost premierele la compartimentul sport. Ofer cuvânt domnului Oleg Plugaru. Bună seara! Doamna directoare, stimați profesori, dragi elevi, mă bucur de invitația făcută de doamna directoare și tot colectivul profesoral. Într-adevăr, este o seară foarte frumoasă și îmi face deosebit plăcere să felicit acești băieți care au succes în toate domeniile, și la lecții, și la activități extrascolare, și foarte îmbucurător este și rezultatele sportive. Tradiția la Bardar se menține, dă Doamne să fie tot așa înainte, să menținem sau poate chiar să creștem cât mai multe, să tindem spre locuri numai de locul întâi și atunci când ajungem la locul întâi să-l menținem cât mai mult. Încă asta este cel mai principal. Eu vă doresc la toți elevii și profesorii vacanță. Profesorii știu că mai au încă treabă, dar elevii deja au intrat în euforie, perioada de vacanță. Să vă odihniți bine, fiindcă la anul începe din nou și spre rezultate cât mai bune din nou. Fiindcă ca să ne întâlnim peste un an și să avem iarăși încă mai multe diplome, să putem amâna și premii și foarte multe, multe alte bucurii. Eu vă mulțumesc mult și vă doresc o seară plăcută în continuare. Eu vreau din numele direcției liceului și din numele întregului colectiv de profesori și copii să mulțumim domnului Oleg Plugaru pentru prezență și pentru faptul că ne-a făcut o bucurie în plus prin faptul că voi elevi ați fost stimulați și ați fost apreciați pentru ceea ce ați adus bun în liceu și în comunitatea noastră. Succes și noastră în activitatea, în toate domeniile pe care le profesați și în cea de antreprenoriat și în viața personală și în tot ceea ce noastră profesați. Fetelor, continuăm! Asta-i hora care-mi place, asta-i hora care-mi place. Frunze verde trebuie zgoaje, asta-i hora care-mi place, asta-i hora care-mi place. Oamenii cu voie bună se strânșa joacă de mână, se strânșa joacă de mână. Roate mare, roate mică, după așa zmâșu ochii, după așa zmâșu ochii. Atunci-a hora răsună, da, stai fora și
dragi elevi. Și ultimul compartiment pentru care vom face anumite nominalizări. Vă rog să mai aveți puțină răbdare și după asta tot spațiul este al vostru. Despre un concurs nou la care noi am participat, vreau să vă spun, care se numește Florii. Este vorba despre un concurs de tineri poeți și prozatori, concurs de creație literară. S-a comunicat, așa, și au participat un număr restrâns de copii, dar totuși au reușit să aducă locuri frumoase. Următoarele diplome sunt pentru Tonu Galina, clasa 9B, diplomă de gradul 1 pentru performanțe la concursul raional Florii, al tinerilor poeți și prozatori. Galina, Tonu, te invităm! Noi. Diplomă de gradul 3 la același concurs Florii, Malar Dorina, clasa 5A. Dorina este? Diplomă de gradul 3 la concursul Florii 2012, Desculțu Ion, clasa 12A. Era Ion, unde a dispărut? O să revină. Și vreau să spun că acești elevi au fost îndrumați și susținuți ca să-și încerce pana în creații, în ceea ce ține de creație literară și artistică, de doamna profesoară de română Iovo Vera, pe care o invităm să-i înmânăm un simbol adevărat, simbol lingvistic, literar, așa, și o susținere. Doamna Vera Iovo. Felicitări pentru succesele discipolilor. Discipolii, practic, acum au inspirație și fac noi opere literare. Următoarea serie de diplome sunt pentru acele elevi care s-au încadrat activ pe parcursul anului în toate activitățile extrașcolare. Invităm aici pe Sava Victoria, clasa 12B. Lașcu Ilie, clasa 12B. Așa, vă rog aici în față. Felicitări. Spânul Marcel, clasa 9B. Plugarul Valentin, clasa 9B. Garu Maria, clasa 9A. Raileanu Alexandru, clasa 11A. Valachi Emilia, clasa 3C. Felicitări. Nicu Oxana, clasa 8A. Nicu Oxana. Cazacu Mihaela, clasa 8B. Tonu Natalia, clasa 7C. Succes! Felicitări! Deci cu acești elevi, bineînțeles și cu contribuția altor elevi, noi am organizat în liceu multe activități extrașcolare și rugăm cei care nu au primit anumite, eu știu, diplome sau anumite stimulări să nu fie descurajați, pentru că ziua de mâine este tot a noastră și cea de poimâine la fel și totul este în puterile noastre. Urăm tuturor succes și să vă implicați activ în toate activitățile, astfel ca să ne fie interesant și să avem timpul folosit cu rațional în totdeauna.